Știi că premiile muzicale au farmecul lor, dar în acest an premiile Billboard au avut o miză în plus. Rivalitatea cu distincțiile acordate la ceremonia Grammy. Despre ce este vorba, spune Răzvan Țupa, coordonatorul secțiunii Entertainment și Cultură la Aleph News. Răzvan, te ascult. Uite, dacă la Grammy sunt luate în considerare voturile exprimate de grei din industrie, la Billboard au contat vânzările în domeniu. Așa că un artist ca The Weeknd s-a putut spune că s-a răzbunat după ce ultimul său album, After Hours, n-a primit nicio nominalizare la Grammys acordate în martie. De data asta, plecând acasă de la Billboard cu 10 trofee, la o ceremonie în care a intrat cu 16 nominalizări. Ce îți rămâne în minte după această ediție a premiilor Billboard? Uite, sunt multe lucruri care s-au întâmplat. Alicia Keys, Duran Duran, Jonas Brothers, AJR, toți au fost în prim plan la ceremonia asta. Dar pentru mine cel mai emoționat moment a fost cel în care mama lui Pop Smoke a primit unul dintre cele 5 trofee acordate fiului său, ucis în februarie 2020. He did this so that 14-year-olds would not have to kill to prove they are somebody. That is the irony in this. So thank you to the Billboard Awards leadership for honoring my young warrior. Bashar Barak Jackson, we call your name.